orchestru în scenă, vreau să-l rog pe domnul Valeriu Saharneanu, un jurnalist care a dat dovadă de demnitate în ultimii ani, să ne transmită un mesaj. Vă salut! Conștiința poporului nostru sunteți aici. Am auzit acum strigând unire, unire moldoveni. Ecoul ăsta parcă vine din 88-89, când la fel lumea conștientă s-a adunat în piețe, în teatre, în fața teatrelor în scoare, ca să dea semnal de unitate și de dârzenie în lupta pentru libertate. Mi-amintesc la 30 noiembrie 2010, când tot aici în piață auzeam acest ecou, atunci era pericolul ca Partidul Democrat să facă coeziune cu Partidul Comuniștilor și să dea democrație peste cap. Atunci la fel v-ați adunat aici și a strigat unire. Și acum la fel este anul 2016, oameni buni, și la fel suntem în piață și strigăm unire într-o luptă pentru libertate și democrație. Este același subiect și este același vinovat ca și în 2010. Dacă în 89 erau comuniști, acum sunt epigonii lor, Partidul Democrat, care în 2010 a pus în pericol democrația. Iar acum pune în pericol statul european, Republica Moldova și democrația, care a fost adusă pe brațele dumneavoastră în aceste piețe. Am văzut ieri păpușarul în fața lumii, cu capul plecat, tremurând de frică și înconjurat de bodyguards. Asemenea stat vrem noi?